Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Minecraft Înainte să începem, vă aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade de seria asta De fapt, din seria asta, dar nu contează Hai să vedem ce avem aici, ce este aici Bun, avem niște mâncare, golden apple-uri, chestii nebunii Keep inventory, toggle downfall Dar nu plouă, deci mai apăsăm o dată și spawn point Introducere Salut Max, am pregătit o mapă specială pentru tine Sper să te distrezi pe mapa mea, ok, destul de simplu reguli. Nu sparge blocuri decât dacă ți se cere. 2. nu îți da game mode 1 decât dacă te enervezi. Have fun. Regula pentru abonați. 4000 de like-uri. Oh my god, destul de multe like-uri. Acum eu sper că toți abonați o să dea like și o să strângem atât de multe like-uri. Oricum ați mai dat și în trecut de deci ce super tare și știu că o să dați și acum. Hai să vedem. Spre nivel. Nivelul 1 parcur easy. Ok, hai să vedem ce parcur și cât de easy e. O, pare, îmi pare prea easy pentru a fi un parcur. Ok, asta a fost tot spre nivelul 2. Bă, destul de Nivelul 2 mini survival. După ce termin pune itemele nefolitoare în chest, spawn point, time set de chestii nebunii. Uh, am văzut că foarte mulți dintre voi ați zis că v-ați plictisit de mini survival. De asta vreau să vă rog să nu mai faceți asta de des pentru că devine destul de enervant. Fiecare episod are nivelul ăsta. Încercați să faceți mai mult parcur, nu neapărat parcur hard, dar mai mult parcur și Chestii în genul ăsta pentru că sincer cred că toată lumea s-a plictisit mini survival e mereu aceeași chestie nimic nou nimic ce poate fi diferit știi adică bă, îmi place că ai făcut un pic mai diferit dar deja toată lumea efectiv face chestia asta. Dacă îmi trimiteți mapă fără mini game ăsta dar cu alte mini game-uri vă rog să înscrieți, scrieți uite Max ți-am făcut o mapă fără mini survival dar cu alte chestii să precizați asta nimeni pentru că eu o să le verific pe fiecare și o să văd acolo ce ați scris voi. Și dacă ați scris chestia asta, sunt șanse mult mai mari să vă joc mapa, știi? Adică, na, o să văd din episoadele viitoare dacă găsesc o mapă care să nu aibă mini survival. Adică, na, pentru mine e ok. Mie mi îmi place să-l joc, pentru că oricum nu joc atât de des, gen să joc 15 mapă pentru zi sau ceva de genul ăsta. Dar poate pentru unii care se uită devine enervant. Știu că poate foarte mulți ați dat deja skip la nivelul ăsta. Dacă vă uitați acum, sunteți mari mecheri. Sunteți mari mecheri. Mai ales dacă nu pui furnale, frate, devine enervant rău de tot. Deci crede-mă că vine să mor când văd că e un mini survival fără furnale. Adică, bă, frate, pe bune. Trebuie să stau eu să... Trebuie să stau eu să fac furnal, să stau să pun la prăjit și chestii e prea plictisitor. Ok, astea toate sunt inutile. Să pun aici chestiile inutile, zice, nu? Asta ca să facem de iron și asta ca să bun. Hai să vedem. Avem trei bucăți. Facem asta de iron. Luăm trei diamante. Ok. Vreau să încep o serie de Minecraft Vanilla. Nu știu dacă simplă, pentru că mă plictisesc dacă e prea simplă, dar eventual să bag niște moduri. Bine, atunci nu mai e tocmai Minecraft Vanilla, dar nu contează. Și vreau să spuneți ce părere are. Aveți. Să încep o serie gen... Minecraft Vanilla puțin editată cu câteva moduri sau, uh, sau să încep o serie de pur, vanila pur și simplu și nimic altceva. Sunt curios ce părere aveți. Oricum moduri nu o să fie gen să schimbe tot Minecraft. O să fie la fel doar că unele moduri care îmi plac mie și pe care le-am văzut la youtuberii din străinătate. Urmărește lâna roșie. Bun, 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 Apasă. Spawn point. Time set day. Nivelul 3 de dropper. Hai să vedem unde trebuie sărim. Să ok. Oh my god. Oh my god, mă simt ca la splash vedete la apă. <laughs> da, 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 pinguinii sunt toți vedete. Ce știți voi? Ce știți voi, mă? Ok. Oh my god, bă, destul de dificil de droporul ăsta. Bă, dacă continuăm felul ăsta la nivelul cu mini survival, o să trebuiască să punem un buton de skip, știi, gen. Apas aici să treci de mini survival, ceea ce nu-i bine. Deci nu-i bine. Credeți-mă, am 80 de episoade din seria asta, mai mult, și... La fiecare episod... Aici, asta e foarte ușor de făcut, Stai să vă arăt, dacă pui asta pe off. Bine, nu acum, dar dacă pui ăla pe off, e destul de easy de făcut. sau nu prea. o frate, a început să ploaie. Să plouă. Să ploaie. Să plouă, e corect? Dar e bine și să ploaie. <laughs> oh my god, ce de drop avem aici. Că deja mi se ia. Deci deja mi se ia. Dai să sărim, uite aici. O frate, nu pot, nu pot. Deci vă zic sincer, eu... E destul de easy, cel puțin așa pare să dau spawn point aici sus pare foarte easy, dar nu e atât de easy pe cum pare, deci aparențele înșală, fraților. Bă, bă, bă. Deci nu mi se mai întâmplat să stau atât de mult la unda The Dropper și nici nu e atât de greu măcar. Oh my God! Eu stau kill și o să mai fac o dată pentru că normal că o să bagui minecraft și normal că minecraft e nebun. Bă, da, căzut în apă, de ce am murit? De ce am murit? De deci ce asta e nasol? Că... Ok, în sfârșit, fratele meu. Ușor, nu, nu prea, spre nivelul 4. Nivelul 4, find object, spune item în acest după ce termini. Spawn point. Spawn point. Uh, Tugel, don't time, set day. Bun, bun, bun. Stai, care iteme? Care ai teme să le găsesc? Că nu înțeleg. Ce mă asta? Care ai teme să le găsesc? Mapa e testată 100%, he said. Am mințit. Am mințit. Nu văd unde ar trebui să-mi zică ce aită trebuie să găsesc, știi? Da, uite, clar trebuie astea, eventual o frunză, nu știu sigur eventual un TNT și acum nu mai poți ieși de aici pentru că normal că nu s-ar fi gândit la așa ceva pentru că normal că mapa e 100% verificată Bă, cred că cam astea ar fi eventual altele, dar uita să pună chestia aia cu what the fuck, deci urăs frate, spunem toate astea urăs când cineva zice că mapa e testată 100% și intru și văd că nu e testată 100% Păi bă frate, dacă vrei să o testezi o joci ca și cum aș juca-o eu, știi? Dar în fine, nu știu ce să zic dezamăgitor, rău de tot, adică uite unde sunt itemele, ce iteme să găsesc, băi eu le-am luat pe ele care sunt evidente, mergem la următorul nivel, că altfel nu avem cum să facem, spam point, Tu call downfall, nu, time set 0, bă dar nu știu de ce mi-ai pus comanda asta, pana mea, apăsam eu dacă trebuia, nivelul 5 trebuie să nimerești butonul, uite-te în chest, ok, ce buton, au, oh, pe partea asta, bun, Destul de, ok, am nimerit deja, Nivelul 6, butonul este din piatră. Spawn point time set day. Deci trebuie să găsesc find the button, ok. Find the button. Gata, l-am găsit. Have fun. Hai să ne dăm cu Minecraft-ul. Wow! Bă, mi-e frică, ești nebun. Roller coaster nebun. E mai... Ok, aici ne oprim. Hai să vedem ce avem aici. Frumos, nu? Spre ultimul nivel. Uh, ultimul nivel. Aici totul este de noroc. Sper să te distrezi. Alege. Ce, ce, ce? Spawn point. Time set day. Alege. Nu e asta, bă. Doar eu puteam dintre două chestii să aleg fix chestia care nu e bună, știi? Ok, asta e. Asta o să fie. Normal, normal, normal și n-am dat spawn point pentru că de ce să dai spawn point? De ce zice Sim și mie? De ce ai dat spawn point? Bun. Asta. Perfect. Have fun. Hai să ne dăm cu barca. Okay, Cred că nu e. Oh my God. Oh my God, jumătate de inimă ești nebun. Cam atât și cu mapa mea, sper că ți-a plăcut două note mapei, mai vrei mape de la mine, sper să iau 10. Bă, nota 9 pentru mapa ta, adică, în primul rând, uite te la nivelul ăsta cu barca, aceasta. ce e asta? Că eu clar că de am, căzut aici cu barca și tu te-ai -ai să aici, în fine. Și a, în al doilea rând, la nivelul ăla cu Find Objects, sincer, n-ai testat și aici că ai testat, în fine, cam atât cu mapa asta. Oricum, o notă este de bună, eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!